Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua eroilor sărbătorită cu fast. Activități distractive de ziua copilului. Corala Armonia în concert la Onești. Ziua Eroilor este celebrată în fiecare an, odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului la 40 de zile de la Sfintele Sărbători Pascale. Comuna Curavăii a îmbrăcat de Înălțarea Domnului Ziua Eroilor straie de sărbătoare. De la cel mai mic până la cel mai mare, cu toții au asistat la reîntoarcerea acasă a eroului sublocotenent Gheorghe Turturică, care s-a jertfit în al doilea război mondial. Clipe încărcate de emoție au curs în cele două ore de ceremonie, momente în care au fost pomeniți, așa cum se cuvine, toți eroii neamului românesc. Suntem în acest loc binecuvântat. Este un moment unic, plin de har și plin de emoție. Pe aceste locuri mioritice, unde se vede și se simte că ei, fiii neamului nostru sau nepoții eroilor din primul război mondial și din al doilea război mondial, au reușit să facă astăzi această lucrare sfântă de repatriere sau readucere în sufletele noastre, dar și în văzul nostru a celui ce a fost Gheorghe Turturică. Suntem în anul 2023, anul centenar al eroului necunoscut. Nu se putea serbare mai frumoasă decât aceasta, parcă ne regăsim cu toții în amintirea copilului care în anul 2023 și-a ales al patrulea sicriu și noi astăzi am ales să fim aici cu Gheorghe Turturică să-l pomenim și să ne rugăm pentru dânsul. Iată un lucru cu totul și cu totul de suflet. Felicităm inițiativa primarului Silviu, pe care îl consider un prieten al eroilor și al eroului Gheorghe, a dumneavoastră și a tuturor celor care au simțit astăzi să se regăsească în această identitate a faptului că noi suntem români și trebuie să ne întoarcem de unde am fi spre casă. Iată, și sub forma aceasta este un exemplu viu de erou care ne învață să fim alături unii de alții. Mai ieri era aici la Onești o donare de sânge și ei sunt eroi, cei care dau o picătură de sânge pentru fratele său, pentru sora sau omul aflat în suferință. Și cel care ajută pe un om orfan și pe cel care este nebăgat în seamă este un erou. Dumneavoastră sunteți eroi zilei de astăzi, pentru că astăzi ați făcut ceva cu totul special. L-ați rugat pe Dumnezeu și iată, ați făcut o minune. Aceea că dacă astăzi în Onești, eu vin din mănăstirea Cașin, plouă cu găleata, aici este soare, parcă Dumnezeu ne zâmbește tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Din partea noastră a preoților ne bucurăm că ați ales acest câmpei de loc binecuvântat în curtea bisericii, grădinița lui Dumnezeu și a Sfintei Trăim, și l-ați așezat aici un monument atât de frumos. Felicităm armata, instituțiile locale și centrale, instituția prefectului și toți cei care sunt aici de față. Vă mulțumesc! Am ținut, domnule primar, să spun acest cuvânt pentru că și eu, și se poate verifica, de când am cunoscut despre această personalitate, sunt născut tot pe 7 octombrie. Și lucrul acesta mi-a dat o reală emoție. De aceea și eu sunt unul din cei care îl cinstesc pe omul acesta, pentru că simt că în suflet este cu adevărat un român. Iar ceea ce a făcut Consiliul Local prin dumneavoastră este cu adevărat o faptă eroică. Vă felicităm pe dumneavoastră, pe toți cei care v-au ajutat și din județul vecin, și mai ales armata care îl însoțește.
Hristos s-a înălțat. Mulțumim! Dragii mei concetățeni, vă spun, unora bine ați venit, altora bine ați revenit în, spun eu, cea mai pitorească și frumoasă comună a județului Bacău. Comuna Gura Văi. Comună de răzeși autentici, cu o istorie îndelungată, care a punctat prin prezență la fiecare eveniment istoric și a condus spre crearea României moderne. Astăzi, întâmplarea face să ne aflăm în cel mai mic sat, și numeric, și ca întindere, din cele 6 ce compun Comuna Gura Văi. Paradoxal, nu? Cel mai mic sat să ofere țării cel mai mare erou local al nostru. În ziua de 7 octombrie 1915, la o aruncătură de băzi de aici unde stăm astăzi, se năștea al 9-lea fiu al Ioanei și lui Teodor Turturic. Sublocotenent în armata română, Gheorghe Turturic. Născut în 1915, cântecul de leagăn pe care la vârsta de un an l-a auzit, cânta nu foarte departe de aici. Cânta undeva pe Coșna, pe Oituz, pe Cireșoaia, la Pralea, acolo unde sutele de bombe ale primului război mondial cădeau neîncetat cântând un marș funebru. Cei 28 de ani pe care i-a trăit sunt oarecum sub semnul războiului. A trăit în perioada interbelică foarte scurt timp, s-a format ca om în această perioadă, iar istoria ne spune câteva lucruri, registru prăfuit al istoriei, să știți, pentru că nu am găsit mare lucru despre el ca om. Brava armată română era împinsă în cele mai dificile puncte de către armata sovietică pentru a deschide, într-adevăr, drumul. La 28 de ani, pe 7 septembrie, undeva în județul vecin, Covasna, comuna Ilien, sat Dobolii de Jos, sublocotenentul erou Gheorghe Turturică comanda grupa de soldați pe care o avea în subordine. Aceștia întâmpină o rezistență nemai întâlnită până atunci din partea trupelor maghiaro-germane, care contraatacă cu o formație de tancuri, celebrele tancuri Panzer, aducătoare de moarte. Pentru că își vedea camarazii decimați unul după altul, iar înaintarea tancurilor părea de neoprit, la un moment dat, omul pe care astăzi îl omagiem, decide să ia o tolbă de grenade, mai ia o altă grenadă în cealaltă mână, urcă pe tancul aflat în mișcare, deschide chepengul și hotărăște să arunce tolba cu grenadele activate și pentru a fi sigur că își atinge scopul, acoperă gura turelei cu propriul corp. Evident, urmările le avem astăzi, le știm, le cunoaștem. Trupul bravului erou a fost sfârtecat. Pe seară, camarazii lui de luptă îl aduc și îl mormântează în comuna Ilien, sat Dobolii de Jos, cu onorul militare, confirmă registratura istorică armate. Efectul imediat al faptelor sale se vede a doua zi, pe 8 septembrie, când toți creștinii sărbătoresc Sfânta Maria Mică, Sfântul Gheorghe este eliberat. Subordonatul lui, caporalul Arambașa, din divizia Tudor Vladimirescu, intră în Sfântul Gheorghe în jurul orei 10 și pe primăria din Sfântul Gheorghe arborează drapelul României spunând în memoria sublocotenentului Gheorghe Turturic. Dragilor, aducerea acasă a eroului nostru local și național deopotrivă l-aș considera un moment zero pentru istoria comunei noastre. Sacrificiul celui ce a fost Gheorghe Turturică să ne servească drept exemplu de unitate, de umanitate,
de jertfă și solidaritate. Să ne crească stima de sine, nouă, guravăienilor, că suntem descendenți ai unui oameni de mare valoare, care au crezut în două mari principii, patria și credința. Să înțelegem că guravăienii, pătrășcăneni, motoceșteni, păltinățeni, temelieni, dumbrăveni și căpeteni una sunt și au rădăcini în mari oameni ai patriei, care au săvârșit grandioase fapte de vitejie, iar pentru asta avem sfânta datorie să-i cinstim și să le călcăm pe urme. Hristos a înălțat și glorie eternă eroilor patriei. Dragă domnule primar Silviu Tinei, Silviu, dragi invitați, distinși oaspeți, preacucernice părinte protopop Bărgăoanu, preacucernici părinți, dragi locuitori ai comunei. Se referea părintele Bărgăoanu la amintire și, pe bună dreptate, ce suntem noi de fapt? Cred că suntem modul în care rămânem în amintirea celorlalți care urmează după noi. Sublocotenentul Turturică a avut nevoie de 80 de ani ca cineva din conducerea comunei Guravăi să-și amintească de el, să-și reamintească de el. Și astăzi, distinsul vostru primar, prietenul meu Silviu, ne-a oferit tuturor o lecție de istorie, readucând în frumoasa și pitorească voastră comună, Silviu, pe bună dreptate, osemintele unui erou al comunei dumneavoastră care, cu prețul propriei vieți, a oprit înaintarea germană, iar orașul Sfântul Gheorghe a fost cucerit de trupele române. Este o mare lecție pe care astăzi ne oferă primarul Silviu Tinei. Și totodată o reparație în ordine religioasă, pentru că același sublocotenent Turturică nu a avut parte de o slujbă de mormântare. I-am făcut-o noi astăzi aici, alături de preacucernicii părinți. De ce sunt importanți eroii neamului? Sunt foarte importanți pentru că noi trăim niște vremuri tulburi, dragi guravăieni, vremuri tulburi în care parcă ni se cere cumva să ne uităm trecutul sau să-l ștergem și să-l trecem cumva sub tăcere, ca și cum n-ar fi existat, ca și cum am apărut de undeva din senin. Și exemplul pe care îl avem astăzi aici de lecție de istorie și reparație religioasă confirmă că nu suntem veniți de nicăieri, că avem un trecut al nostru și că ceea ce avem astăzi, România în care trăim, Guravăi în care trăim, este expresia unui sacrificiu făcut de înaintașii noștri și a eforturilor depuse generație cu generație, care, cărămidă peste cărămidă, prin puterea exemplului, prin exemplul sacrificiului făcut, au construit România în care trăim noi astăzi. Eroii ne aduc la oaltă, iată. Sublocotenentul Turturică ne-a adus pe toți la oaltă, indiferent de, știu eu, simpatii, antipatii, mai bătrâni, mai vârstnici, mai tineri, și ne-a adus la oaltă pentru că, prin exemplul său de dăruire de sine, reprezintă pentru noi toți, aș îndrăzni să spun, dragă Silviu, o lumină călăuzitoare în prezentul învolburat pe care îl parcurgem și pe care îl trăim nu doar în România, ci peste tot în toată Europa. N-aș vrea să vă răpesc prea mult din timp, întrucât stăm sub soarele ăsta dogoritor și plăcut, deopotrivă, și cred că dacă este să ne gândim la sacrificiul făcut de acest brav reprezentant al comunei dumneavoastră, câți dintre noi oare te-am aruncat într-un tank cu o tolbă de grenade și cu prețul propriei vieți? Foarte puțin. Cred că e imposibil să reproducem un asemenea gest. Este foarte greu să ne ridicăm la înălțimea unui asemenea exemplu de sacrificiu, dar putem încerca în viețile noastre de zi cu zi. Putem fi mai buni unii cu alții, putem fi
mai atenți la nevoile semenului, la problemele cu care se confruntă el. Putem da o mână de ajutor când situația cere această mână de ajutor. Într-un cuvânt, putem fi aproape unii de alții, împreună la greu. Iar eu, dragă Silviu, cred că asta este marea lecție pe care eroul vostru al comunii, sub locotenentul Gheorghe Turturică, le oferă nouă tuturor și eroii neamului, deopotrivă. Și cred că pentru asta, atât eroul comunei Gura Voiei Turturică, cât și eroii neamului românesc, reprezintă ceea ce numim modele în viață. Dumnezeu să-l odihnească pe sublocotenentul Gheorghe Turturică și să cinstească într-o gloria sa eternă eroii neamului. Vă mulțumesc tuturor! Joi 1 iunie de Ziua Internațională a Copilului, începând cu ora 10.30 la Complexul Muzealului Ian Antonescu din Bacău, s-a desfășurat evenimentul Japonia Departe, aproape de Bacău, aflat la cea de-a 6-a ediție. Obiectivul principal a fost acela de a crea copiilor oportunitatea de a explora și de a cunoaște o lume inedită, fascinantă, provocându-i la imaginație totul pe un fond ludic și de divertisment. Participanții au putut urmări demonstrații de arte marțiale, dansuri tradiționale asiatice și japoneze, muzică japoneză, ateliere de scriere japoneză, atelier de ikebana, mini-expoziție de grafică japoneză, diverse alte momente muzicale și artistice. Copiii din Onești au avut parte de o zi de 1 iunie plină de surprize. Au fost cântece, dansuri, clovni celebri, ateliere de pictat pe față, de artă și multe altele. Evenimentele au fost organizate de Ziua Copilului pe platoul din fața sălii polivalente Nadia Comăneci din Parcul Municipal. La mulți ani tuturor copiilor și, într-adevăr, anul acesta Primăria Municipiului Onești îi așteaptă în parcul municipal pe toți copiii, părinți, bunici, pentru că avem de toate pentru toți și pentru toate vârstele, dar personajele principale sunt copiii. A început deja spectacolul, clownii sunt pe scenă, animatorii pe picioroange sunt în public, au început atelierele de face painting, avem baloane, așa cum puteți vedea, pentru toți copiii care vin aici. Ce să mai, o zi în care distracția să primeze. Vă așteptăm! Se anunță o zi lungă! Da, o zi lungă, dar foarte frumoasă, pentru că ce poate fi mai frumos decât să aduc zâmbetul pe fețele copiilor. Câteva sute de copii, părinți și bunici au luat cu asalt parcul de agrement din Dofteana. Administrația publică locală, cadrele didactice au pregătit o zi de neuitat, ce a inclus activități și ateliere pentru copii. Mai multe urmăriți în imagini. În calitate de reprezentant al comunității din Dofteana și făcând parte din organizatorii acestui eveniment unic, care suntem la prima ediție, împreună cu doamna viceprimar, cu cadrele didactice din comuna Dofteana, de la școlile din localitatea noastră și toți copiii din localitate, astăzi suntem aici. Nu vreau să vă spun mai multe, pentru că antevorbitorul meu v-a spus despre program. Cu inițiativa pe care am avut-o împreună cu doamna viceprimar și aparatul de specialitate, sper la 11:30-12, fără un sfert, cred eu, sau chiar 12, vom avea acea expoziție de utilaje aici în fața parcului, utilaje aproape noi, care au fost achiziționate în baza unui proiect european de o firmă care ne modernizează drumurile noastre de utilitate comunală din localitate și tot dumnealor bănuiesc că vor moderniza cele trei sate, Ștefan Vodă, Hăgheac și Dofteana, cu canalizarea ce urmează a intra în toamna anului 2023 sau cel târziu în iarna anului 2024, inclusiv, cred că, și rețeaua de gaze. Dar asta este altceva. Da, aș vrea să mulțumesc faptul că sunteți în număr atât de mare aici alături de noi. Ați răspuns apelului nostru, atât cadrele didactice, părinții și copiii, lucru pentru care doresc să vă mulțumesc și totodată vreau să transmit la mulți ani tuturor copiilor, părinților, căci la rândul nostru toți suntem copii. Am fost mai mici, acum suntem mai mari, chiar dacă părinții noștri nu mai sunt o parte în viață, dar noi suntem copii întotdeauna. Pentru acești copii am făcut și vom mai face multe, pentru că ei reprezintă viitorul. Noi deja reprezentăm trecutul prin care am trecut cu toții, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi. Pentru ei modernizăm localitatea, pentru ei am construit școli, pentru ei am construit grădinițe, iar aici, vis-a-vis de părculețul nostru,
Sper ca în 30-40 de zile să dăm ordinul de începere a construcției creșei. O creșă care va fi benefică pentru localitatea noastră. În spatele meu, unde avem terenul viran aici, este teren intravilan, unde avem aprobare de către Ministerul Dezvoltării pentru a construi un centru medico-social pe o suprafață destul de mare, de 4.000 de metri pătrați, cu 50 de camere, tradus așa mai simplu să înțeleagă toți, va fi un azil pentru bătrâni cu îngrijire. Dincolo, cum vă spuneam, va fi creșa cu 70 de copii, creșă de talie medie, dincolo avem sala de sport, iar noi, autoritatea locală, cei care conducem, vom avea în grijă, împreună cu ministerele de resort, să facem o protecție, un zid mare de protecție, care îl gândesc eu și îl voi pune în valoare, probabil în decursul apropiat în următorii ani, să regularizăm cu mare atenție râul Trotuș, de așa natură, când vine și sunt ploi abundente, să nu ne punem în pericol obiectivele care le-am plănuit. S-a făcut studiul hidrologic, spunând faptul că în studiul hidrologic în ultimii 100 de ani pe aici n-a trecut niciun fel de apă curgătoare. Vă doresc ca ziua de astăzi să rămână în istoria Comunei Dofteana, vă doresc tuturor la mulți ani copii, părinți și bunici și să aveți o zi plăcută, pentru că Doamne, Doamne este alături de noi și ne-a creat ca astăzi să avem această vreme atât de frumoasă. Avem concursul de șah, cărți de șah, care le vom da premii. Avem pentru copiii care vin aici cu titlul gratuit, le vom da un suculeț, o ciocolățică, ceea ce putem noi din bugetul administrației publice locale. Corala Armonia în concert la Onești. Corala bărbătească Armonia a concertat în Parcul Municipal din Onești vineri 2 iunie de la ora 18. Ca de fiecare dată, un public numeros a fost prezent la eveniment. Detalii în minutele următoare. Iată-ne în această după-amiază de vară cu un spectacol de excepție, cu niște oameni foarte dragi nouă, niște oameni care de fiecare dată când vin la Onești sunt primiți cu brațele deschise. Astăzi avem un concert extraordinar de folclor în interpretarea corală instrumentală, susținut de corala bărbătească Armonia, acompaniați de orchestra folclorică Muzica Divertis, dirijor arhidiacon, lector universitar dr. Ion Iulian Dumitru. Hristos a învățat, mulțumim pentru această frumoasă prezentare. Mulțumim primăriei municipiului Onești și domnului primar Victor Laurențiu Neghină pentru faptul că, iată, din nou, Armonia este în mijlocul oneștenilor. Mulțumesc din suflet, domnule părinte profesor arhidiacon Ioan Iulian Dumitru. Din suflet vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și încă o dată aduceți un adevărat duh românesc, muzică de suflet și pentru suflete. O seară binecuvântată și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumim! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 3 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei nu trece de 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Duminică, 4 iunie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Mercurul în termometre ajunge până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. Luni, 5 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei nu trece de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum.tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Chiet.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.